7 luni în spatele gratilor, acum sunteți eliberat. Șapte în urma unei decizii a da. CCR. În urma unei decizii a CCR, după 7 luni de temniță, o decizie a CCR care a venit pe 7 noiembrie, iar eu am fost eliberat pe 19 decembrie, da? Deci avem o lună și jumătate de stat în închisoare, în condițiile în care exista deja această decizie CCR. Și totuși, în alta curte nu s-a grăbit să ne pună, probabil că s-a gândit o lună și jumătate de pușcării, așa, e ușor. Bun. Cum vede decizia? Adică situația, de fapt, nu decizia. Situația este extrem de complicată. Eu vorbeam în urmă cu 4 ani de zile, în 2014, când presa încă mă călca în picioare la vremea și Antena 3 făcea asta, însă astăzi vreau să mulțumesc Antenei 3 pentru că datorită eforturilor voastre majore s-a ajuns să se înțeleagă în majoritatea publicului, cred eu, care este adevărul. Eu vorbeam despre acest sistem fără să îi cunosc hidoșenia în urmă cu 4 ani. Nu înțelegeam, nu știam tot securismul din interior, dar simțeam că ceva nu e în regulă pentru că pe pielea mea vedeam toate mecanismele astea care lucrau împotriva noastră. Este foarte complicat ce s-a întâmplat și e destul de dificil de explicat în câteva cuvinte, dar o să încerc. În alta curte este Forul Suprem, este locul în care se presupune că sunt cei mai buni judecători. Eu îmi pun întrebarea așa, timp de 5 ani de zile, 5 ani încheiați, oamenii ăștia n-au știut că sunt în ilegalitate la completul de 5 și sunt în ilegalitate și la completul de 3. Vom discuta dacă vom putea despre asta. Păi dacă n-au știut asta, înseamnă că sunt incompetenți. Ceea ce mă îndoiesc, pentru că oamenii ăștia sunt știutori de carte, da? Și atunci rămâne o altă explicație. Explicația este aceea că prin asemenea tertipuri, ei reușeau să-și infiltreze oamenii de care aveau nevoie în interiorul completurilor, acolo unde judecau dosare importante. Și în alta curte judecă dosare importante. În afară de contestații în anulare de la curs de apel și așa, dosarele mari și grele le judecă în alta curte. Deci sistemul securist care a funcționat și probabil că încă se mai ține de scaun în țara asta, a avut pus obiectivul acolo. Care sunt judecătorii din punctul ăsta de vedere care știți ce se întâmplă? Eu au colaborare cu serviciile. Eu vă spun ceea ce presa a spus, iar presa știe foarte bine ce spune. În completarea a ceea ce vă spuneam mai devreme, apropo de aceste mecanisme prin intermediul cărora se infiltrau aceste completuri, trebuie să vă spun, să vă dau un exemplu, din ce mi s-a întâmplat la noi în dosar. Eu sunt condamnat pentru evaziune fiscală, o infracțiune economică, una care, în mod firesc, are nevoie de o expertiză financiară, da? Care să ne spună completului dacă e, cât e și în ce măsură există sau nu. Am cerut această expertiză și în faza fondului și în faza apelului mi-a fost respinsă. Da? Nu mai spun că mi-au fost respinși niște martori care puteau confirma și arăta și nu știu ce. Bun. La apel însă, la completul de 5, începând cu octombrie 2017, dacă nu greșesc, când am intrat în apel, una din o judecătoare din cele 5, cer scuze, nu-i rețin numele și am așa o bănuială cine ar fi, dar nu vreau să pronunț nume, că nu asta e important, ci mecanismul în sine, a făcut o opinie separată extrem de bine fundamentată, în care mi-a dat dreptate și a spus că este firesc într-o asemenea acuzație să avem o expertiză financiar-contabilă. Ce s-a întâmplat cu doamna judecător? A zburat la următorul termen, a zburat din complet și ghiciți cine a venit în componența completului. Celebrul făcut de voi, presa și de avocații mari care umblă pe holurile în alte curți, Ionuț Matei. Cel despre care... Chiar la următorul? Da, chiar la următor. Dacă aș fi... Adică, dar putem documenta asta. Astea sunt documente, nu vorbim așa.
Imediat, la următorul termen, după ce a apărut în complet, doamna Udrea vine și spune în fața domnului Matei, în completul de 5, spune așa: cu un an și jumătate în urmă, eu am declarat în fața Comisiei de Control a Serii că domnul general Coldea îmi povestea despre Ionuț Matei că este omul lor, este omul securității, că el este omul prin intermediul cărora ei își fac, nu e singurul. Și despre Horia Șelaru, dacă nu greșesc, da, s-a vorbit foarte mult. A fost, da, și pe la noi prin completul. Fostul consilier, în sfârșit, da, bun. Așa. Ce face? Și cere recuzarea din complet. Ce face domnul Ionuț Matei? Făcea semne așa, stătea la prezidiu, la înalta curte. Da? Deci nu la Găiești, nu la Titu, nu la Văscăuți, la înalta curte, în complet de 5, cea mai mare instanță din țara asta. Și se strâmba în timp ce avocatul pleda și în timp ce explica toată această chestiune. Păi, eu vă spun următorul lucru. În mod firesc, un om care are prestanță, care are prestigiu și care respectă instituția la care lucrează și o asemenea instituție, ar fi trebuit să spună următorul lucru. Eu fac pas înapoi în momentul ăsta, îmi voi apăra onoarea, dându-o în judecată pe cea care afirmă ce afirmă și dau posibilitatea în altei curți completului de 5 să judece corect și să nu existe nicio umbră de îndoială. Și fac pasul înapoi. Ce au făcut completul de 5? S-au retras, au stat 10 minute, vezi, doamne, a deliberat un alt judecător de serviciu, nu știu ce, după care s-au întors și a spus se respinge și au mers mai departe. Asta este modul și mecanismul. De asta oamenii ăștia n-au avut niciun interes. Să... Da. Bun, trebuie să vă mai spun un lucru și ce s-a întâmplat ieri, pe data de 19, confirmă ceea ce spun. Există, slavă lui Dumnezeu, există încă oameni corecți acolo, există încă judecători. Păi vă povestesc și a fost ieri, ca să înțelegeți. Cum a fost ieri? Ieri a fost magnific. Așa. Am ajuns la ora 9 la beciu în altei curți și am așteptat până la ora 4 și jumătate să intru în complet, da? Să intru să mă jute. Da. Eram trei în același dosar, Elena Udrea, Tudor Breazu și Rudel Obreja, la trei completuri diferite. Nu s-a făcut conexarea, nu s-a făcut componența fiecărui complet care putea judeca. Adică n-au făcut lucrurile astea dinainte. Las la o parte și bâlciu cu bilele. A trebuit să aducă bile din Franța să le mai rătăcească și pe la Leipzig. Cumpărau 40 de ciocolate de alea care, da, Kinder Surprise, cum le spune, da, și făceau cu alea ce trebuia. Ne-au mai ținut vreo 12 zile în pușcărie și cu asta. Bun. Au intrat, de fapt nici n-au ajuns să intre pe fond și au conexat aceste două dosare și au dat termen în 28 ianuarie. Da? Deci dacă nu aveam șansa acestui complet, în România justiția este loterie, e nevoie să ai noroc de la Dumnezeu, așa cum am avut eu ieri, să dai de un complet de niște judecători. Deci, un dosar s-a judecat fără dosarul de la DNA, da, de urmărire penală. A fost un pretext. Nu ai nevoie. Avem avocați de clasă, da? Da? Nu era nevoie de dosarul de bază. Aici judecam doar dosarul contestației în anulare, dacă se suspendă și dacă se admite în principiu. Nu era nevoie de... Vă mai întreb ceva, retoric, evident. DNA a luat acest dosar, l-a luat de la înalta curte pe data de 5 decembrie. De adică cu 14 zile înainte și nu l-a adus. De ce? Să facă ce cu el? Ne putem gândi că a vrut să facă recurs, o contestație în anulare împotriva domnului Ariton, cel care a fost achitat. Numai că nu s-a întâmplat lucrul ăsta. Vă spun de ce. Pentru că procurorul a pus concluzii în ședință împotriva soluției date de CCR. Vă puteți imagina așa ceva? Deci omul ăla reprezintă o instituție a statului. Procurorul DNA a pus concluzii. Da, pentru că a spus că nu... Astea sunt niște chestii tehnice. Niște chestii tehnice. Invoca niște povești în care la un moment dat completul de judecată i-a tras atenția că e pe arătură, să-mi iertați expresia. Adică, efectiv, omul ăla... Oamenii ăștia nu înțeleg menirea lor. Oamenii ăștia nu caută să afle adevărul. Oamenii ăștia caută să bage lumea în pușcărie, să trezesc dimineața și văd în jurul
oamenilor lor numai vinovați. Așa se trezesc ei dimineața. Asta e mecanismul de gândire. Trăim într-o Kafka în justiția din România. E extrem de periculos. Bun, deocamdată contestația dumneavoastră la anulare a fost admisă în principiu și s-a suspendat executarea. Veți ajunge să fiți judecat, să se judece contestația în anulare la propriu, să vedem dacă se va rejudeca dosarul. Tot la Alta Curte, da? Toți judecătorii de acolo. Păi vă spuneam că suntem Kafka și iată că mai continuăm în sensul ăsta. Da. Deci avem 40 de judecători care n-au fost în stare, că asta e ceea ce ne dăm seama în momentul de față. Nu și-au dat seama 5 ani de zile că ei evoluează în completuri de 5 total nelegal. Mergem acum și slavă Domnului, spun de fiecare dată, am avut eu norocul să dăm de un complet de maniera în care să facă dreptate, după care vom merge să fim judecați de aceiași oameni. Și nu e doar problema mea a dosarului ăsta, sunt mulți oameni și vom fi judecați de aceiași oameni. Păi să mă ierte Dumnezeu, eu sunt un om care spun adevărul, spun ce simt, nu știu dacă adevărul e cel pe care îl spun eu, dar măcar spun ceea ce simt. Nu pot să am încredere. Să mă ierte Dumnezeu, poate că din auzite, că e un judecător, o judecătoare de bună credință, nu știu ce, dar stai în fața lor, vă spun, am deja... Evident, știți de ce? Pentru că știți care este de fapt senzația? Senzația este că te lupți cu completul de judecată. 3 ani de zile când ne-am judecat în acest dosar, noi ne-am luptat cu completul. Vă mai spun un lucru, că e de notorietate. Da. Ne-am avut la apel un procuror DNA, catastrofă, râdea completul de ceea ce spune procurorul respectiv. Era o doamnă, ca să fiu mai precis, da? Adică, noi dacă procesul ar fi curs firesc, și anume, lupta între arme, între apărare și acuzare, păi noi, cred că cineva ar fi trebuit să-i spună DNA-ului, luați-vă dosarul și mergeți și împușcați-vă cu el, pentru că e o catastrofă, tot dosarul. Doar că fiind pe culoar, nu cu oameni infiltrați în maniera în care vă spun, am avut parte de condamnările pe care le-am avut. Nu se poate. Îmi spuneți din lucrurile pe care dumneavoastră le-ați simțit și mi-ați dat, și pe care le-ați trăit și mi-ați dat exemplul expertizei. Ați mai avut astfel de sentimente că este un ofițer undeva, că un ofițer transmite procurorilor sau transmite judecătorilor ceva informații, că sunteți filat, că sunteți ascultat. Păi vă spun niște lucruri. Mi-ați povestit la un moment dat ceva ce vi s-a întâmplat în arest. Sau când v-ați dus la DNA. Au fost 4 modalități diferite prin intermediul cărora mie, nu că mi s-a sugerat, s-a spus foarte clar, 2 pe udrea și scapi. Da? Și dacă nu aveți încredere sau eu n-aș avea încredere în cei mesagerii respectivi, ar trebui să mă uit la ce s-a întâmplat cu acuzați din acest dosar care au făcut lucrul ăsta și au spus ce a vrut acuzarea și au luat cu suspendare, cât un an și jumătate cu suspendare, în condițiile în care oamenii recunosc, nu afirm eu asta, ei recunosc, da, că au traficat sute de mii de euro. Au traficat efectiv în sacoși, în gen și nu știu ce. Și au luat cu suspendare. Iar eu, pentru o presupusă evaziune fiscală, da, am luat 5 ani cu executare. Ce vreți mai multă dovadă de asta? Bun, ca să răspund la ce spuneați. Au fost 4 modalități prin care, prin intermediul cărora, mi s-a spus în mod clar, 2 pe udrea și scapi. Mi s-a întâmplat în arestul, în beciul uneia din circile de arest, în care am fost, la un moment dat, m-am întâlnit, adică a intrat un arestat, nu? Care a stat o singură noapte și care a avut grijă să o ia treptat așa și să-mi sugereze ca până la urmă să intre în discuție și să-mi spună clar, dă-o și o să scapi, da? Și o să vă spun răspunsul pe care l-am dat fiecăruia, inclusiv procurorilor de la DNA. Am avut apoi o plimbare cu Duba prin oraș, că nu știam unde mă duc și mă tot plimbau de la o circă la alta și coborau unii bani, nu știu ce, ca la un moment dat pe traseu să rămân doar tot cu un arestat, nu? Doar noi doi în Duba și acea persoană să-mi spună același lucru. A venit acasă la soția mea prin niște intermediari de încredere, da? Că știu să facă lucrul ăsta și eram arestat, soția mea a venit la mine la
în arest și e și avocatul tia mea și venea mai zilnic la mine și mi-a spus ce s-a întâmplat. Și am mai avut o situație în care mie personal cineva mi-a spus pe holurile unei instanțe de judecată din București, același lucru. Și o persoană pe care eu o cunosc destul de bine. Același lucru mi-a spus. S-a întâmplat ceva în sediul DNA? Exact. A mai fost această situație în sediul DNA. Mulțumesc că mi-ați adus aminte. Era în 2015, cred, în 2015, în perioada în care iarăși ne arestaseră. Da. M-am dus la toaletă, să mă iertați, dar așa a fost situația și la un moment dat, acolo sunt două cabine, da? Da. Trebuie să descriu locul ăla mai intim așa, dar și eu eram într-o cabină cu ușa deschisă în ușă și lângă mine, în cabina cealaltă, tot așa, a intrat un bărbat. Nu cred că aș mai putea să-l identific astăzi. Au trecut 3 ani de zile și 3 ani de mare, da, mari frământări în viața mea. Care același lucru mi-a spus să o dau pe Udrea și pe Băsescu, atunci, știu, nu vă place de Băsescu, dar eu vă spun adevărul, asta ne însemnând că îmi place sau că nu-mi place, să o dau și voi scăpa. În interiorul toaletei de nea. Asta s-a întâmplat, da? Așa s-a întâmplat. Și ce le-ați răspuns? La fiecare le-am spus și dacă aș avea, doamna Ana Dana e martora, că a lucrat și ea la dosarul ăsta și e martora. I-am spus așa, și dacă aș avea cu ce să vă dau, nu v-aș dau. Pentru că eu nu admit să mă bat jocoriți în ochii copiilor mei și a prietenilor și a apropiaților și a familiei mele. Nu, cum mi-ar sta mie să mă uit în ochii unor oameni să știu că eu sunt un delator și mai sunt și mincinos pe de altă parte? Cum mi-ar sta? Știți, a ieșit domnul Bravo atunci, cumva mi-am să aminte de acea declarație, că ei urmăresc, da, tot ce se întâmplă cu dosarul. Tactic, da, el este proprietarul. Mi s-a părut că acest dosar a fost urmărit așa de la DNA până la instanță, până la decizia finală? Aveți, cu siguranță, aveți în arhiva voastră, da, momentul din 2015 când eu am ieșit în seara când m-a arestat pentru 24 de ore, m-a lăsat acasă, da, da? Am ieșit de la Beciu Domnesc, da, am spus atunci, acest dosar este făcut la comandă și se urmărește un scop foarte clar și este foarte bine ticluit. Dați filmul înapoi și veți vedea că măcar acest dosar a fost bine instrumentat de niște oameni care știu foarte bine ce înseamnă PR, care știu foarte bine ce înseamnă mecanisme de presă și care știu foarte bine să inflameze opinia publică. Da? Haideți să vă spun un lucru și trebuie să vă spun lucrul ăsta și am mai spus asta. Da. Eu am fost condamnat și toată lumea vorbește despre Gala Bute. Eu sunt organizatorul exclusiv al Galei Bute. Eu nu sunt condamnat pentru Gala Bute. Puteți înțelege asta. Și m-au tocat presa, cât m-au tocat, 5 ani de zile, că e Gala Bute. Eu n-am nicio acuzație legată de organizarea galei. Da? Elena Udrea, pe care iarăși majoritatea oamenilor nu o îndrăgesc. Este treaba fiecăruia, da, nu e treaba mea asta. Da? Din cauza pantofilor cu toc și a poșetelor. Și din cauza... Ok, nu e treaba mea, știe să se apere singură. Da? Aceasta... Va avea de câștigat acum, inclusiv doamna Udrea. Această doamnă n-a semnat contractul, sunt între mine și minister, a fost pe de o parte semnătura mea ca administrator al societății și 8 persoane din cadrul ministerului care au semnat contractul de publicitate, da? Doamna Udrea nu se regăsește în acele 8 persoane. Da. Nici o persoană din cele 8 nu este acuzată, doamna Udrea e acuzată. De ce? Pentru abuz în serviciu. Eu am întrebat așa, domnule, care este partea penală a acestui contract? Există? Am făcut ceva rău cu acest contract? Nu. Dar abuzul în serviciu este că ea i-a determinat pe acești 8 oameni să semneze un contract. Bun, dar nu e nimic penal în contractul ăsta. Nu contează simplu fapt că i-a determinat. Dom'le, luați-o pe ce a făcut, dacă a făcut, dacă sunteți în stare. Nu vă bateți joc. Au distrus cel mai mare eveniment care a avut loc indoor, într-o sală, în România vreodată. Gala Bute este un eveniment între marile evenimente ale Europei. Și lucrul ăsta l-au spus oamenii. Ce s-a întâmplat? Ne-au tocat, ne-au în sfârșit. Cum au fost rândile astea în spatele gratilor? Groaznice, groaznice. Și vă spune un om care a stat în condiții de cantonament 15 ani de zile. Da. Pe
pentru mine, eu îi spuneam asta, le spuneam procurorilor lucrul ăsta. Credeți că mă speriați pe mine cu pușcăria? Nu mă speriați. Pentru că eu am stat în condițiile astea grele timp de 15 ani încât am făcut sport de performanță. Însă eu am doi copii minori. Am o fată doctor în drept internațional. Doctorat făcut afară, cu masterat, cu facultate, tot în străinătate. Eu sunt un om extrem de familist. Eu îmi iubesc copiii și soția și familia mea mai presus de orice. Să stai fără copiii tăi 7 luni de zile este groaznic, pentru că eu n-am putut și nu o să-i aduc niciodată într-o asemenea situație să-și vadă tatăl acolo. Este extrem de dificil. Pușcăria este un loc... Știți ce se întâmplă? Nu știu ce să vă spun mai întâi. Oamenii ăștia care gestionează ce se întâmplă în închisorile din România, ei ar trebui să meargă la fața locului. Eu vă garantez că 90% din ei nici nu au călcat pe acolo și nu înțeleg esența a ceea ce se întâmplă acolo. În primul rând, nu se face reeducare. Mecanismele nu există și reeducarea nu se face în pușcărie. Reeducarea se face încă de mici, de copii. Trebuie prevenția înainte de toate. Dom'le, sunt oameni, am auzit cazuri acolo, da. Unul care a ieșit după 12 ani, după 15 ani de pușcărie, după 2 zile s-a întors cu boccelușa la poarta pușcăriei și a zis, eu nu știu să fac nimic, vreau să intru înapoi. Și a spus, oamenii au spus, nu te putem primi, că aici intri doar dacă ai mandat. Nu mă puteți primi? S-a dus om, a furat un portofel de la cineva și a intrat și l-au primit. Da? Ce vreau să vă spun, oamenii ăștia acceptă ce au făcut pentru ei, ei iau viața așa, pentru ei viața acolo în interior o acceptă, eu n-am putut să o accept în nici măcar un minut din tot cât am stat 7 luni de zile acolo. Nu este locul în care eu trebuie să stau, eu am de făcut o grămadă de alte lucruri bune. Cine pentru ai stat în celălalt? Am stat cu Tudor Breazu la Jilava, dar la Rahov am stat cu Marian Iancu și cu Mihai Toader, fostul director al Poștei Române, doi din oamenii cunoscuți, care iarăși stau la pușcărie pentru un abuz în serviciu, în condițiile în care abuzul în serviciu, știți, decizia CCR de 2 ani de zile și oamenii ăștia, nemodificându-se textul de lege, da, ei stau în continuare în pușcărie. La fel cum se întâmplă cu cei care au fost judecați de completurile de 5, care nu mai sunt în termen. Atenție! Doar 30 de zile, șansa noastră, am avut multe șanse, am avut. Faptul că nu i-am primit exact în intervalul când s-a dat decizia CCR, atunci am primit motivarea și am fost în termen să depunem această contestație în anulare. Dacă nu eram în termen, ne uitam la soare. Este o soluție să mergeți la CEDO? La CEDO. Dacă acolo CEDO durează... Păi durează 3-4 ani de zile până ți admite. După care te trimite înapoi și la rejudecare, timp în care îți distruge familia, îți distruge business-ul. Stimată domnișoară și oameni buni, există corupție în România, da? Așa cum există peste tot. Corect. Dom'le, majoritatea capitalului în piața românească astăzi este capital străin. Răspundeți-mi cineva să-mi răspundă la o întrebare. Unde sunt corupții străini? Numai românii sunt corupți în țara asta? Adică n-avem niciun multinaționale, niciunul din Olanda, din Franța, ăștia cu Portul, cu Daven, cu cum îi cheamă, cu... N-avem nici de la multinaționale, de la supermarketuri. Avem Microsoft, da? Microsoft a fost... Niciun străin nu e arestat, nu e cercetat. Adică, ați avut aseară un mesaj pentru președintele României. Da, și mai am, încă o dată l-am. Să-i fie rușine lui Iohannis că apără așa ceva. Să-i fie rușine din mai multe puncte de vedere. În primul rând, pentru că el ar trebui să fie reprezentantul cetățeanului român, a românului în sine, chiar dacă el aparține unei alte etnii, dar presupunem, credităm totuși cu bună încredere, că, da, facem și noi eforturi cum putem. Că totuși ar reprezenta interesele românilor, da? Păi apără cetățeanul, că ăla ți-aduce plus valoare, ăla plătește TVA, ăla face profit în piață. Nu statul. Banii nu s-ai statului. Oamenii nu înțeleg asta. Niciodată de abuzuri atunci când vorbea despre justiție. Omul ăsta e captivul unui sistem, unor securiști care cum îi spune, paiață, așa. Să mă ierte, e șeful statului român. Instituția prezidențială pentru mine, eu sunt un naționalist, eu am făcut multe pentru țara asta și îmi iubesc țara asta nespus de mult. Dar nu pot să nu spun adevărul. Da? Omul ăsta apără statul român în detrimentul și împotriva
cetățeanului în loc. Dom'le, unul singur dacă suferă și suferă o grămadă în pușcării, sunt o grămadă de condamnați pe probe măsluite. Eu nu spun că ei sunt nevinovați. Atenție, pentru că oamenii spun, dom'le, nu sunt nevinovat, dar n-am făcut poveștile sau nu le-am făcut așa cum mi le-au pus. Cum să aperi statul și să bagi cetățeanul în pușcărie? Nu așa se fac lucrurile. Pentru că cetățenii aduc prosperitate țării ăștia. Noi, cetățenii, suntem valoarea țării. Da? Cristina Tarcea, Livia Stanciu, ambele numite de președintele Iohannis, sunt în continuare în funcție, da? Da, dacă eu mi-amintesc, Livia Stanciu este cea care, acum e la CCR, este cea care a tot dat amânări în momentul în care trebuia să judece incompatibilitatea lui Iohannis când se judecau, el candidat, da? Bun. Doamna Livia Stanciu, eu folosesc apelativul doamnă doar pentru că e vorba de o persoană de sex feminin. Nu merită, în principiu, din punctul meu de vedere, acest apelativ. Și o să mă explic. Domnia sa a condus în alta curte, era președintele acestei instituții, încă din 2014, ianuarie, când au intrat în vigoare procedurile astea, și știa foarte clar ce se întâmplă, da? S-a dus la CCR și a făcut opinie separată la decizia CCR-ului. Deci, doamna Stanciu crede în continuare că ticăloșiile astea care au fost făcute cu completurile de 5 au fost ok. De ce? Pentru că ea are o anumită mentalitate. Ea este partenerul de nădejde, al DNA, al... Ar trebui demisă? Asemenea, nu demisă. Ea ar trebui să meargă la lada de gunoi a istoriei, dar ea personal să spună, domnule, pun cenușa în cap și mă duc. Nu mai există demnitate în țara asta. Doamna Tarcea, la fel. Doamna Tarcea este șefa instituției la care eu o să mă duc peste o lună și ceva să mă judec. Cu judecători din subordinea ei. Da? În condițiile în care domnia sa iarăși s-a dus la CCR și a pledat împotriva... Adică ea a spus la fel că aceste completuri au fost corect alese. Completurile de 3, iarăși, și acolo este o ticăloșie mai mare decât aici. Și vă spun de ce. Facem o proporție. La 5 judecători, în completul de 5, unul singur n-a fost ales. N-au fost aleși mai mulți, da? Că n-a urmărit nimeni cum se făceau tragerile la sor și știm foarte bine și ei știu mai bine lucrurile astea, da? Erau puși cu mâna. A spus, facem o paralelă, sper că avem vreme, a spus doamna Mirela Popescu, cea care a ocupat poziția de președinte al completului care ne-a condamnat pe noi în completul de 5, da. A spus în fața Consiliului Suprem al Magistraturii, când a fost întrebată dacă dosarele sunt repartizate aleatoriu, știți ce a spus șefa secției penale? Nu toate dosarele sunt aleatoriu, pentru că unele completuri mai au sunt mai aglomerate și atunci le mai dăm și cu mâna. Serios? Le dați cu mâna? Adică voi, după ce că băgați în completuri judecătorii care vă trebuie, le mai spune și ce? Evident că le spune și soluțiile. Vreau să vă mai spun ceva, că sărim din una în alta. La completurile de 3, până să înceapă presa să vorbească despre sistem, despre câmpul tactic, despre poveștile astea, la fiecare termen de judecată, măcar o dată sau de două ori, venea un nene cu niște hârtii, intra în spațiul ăla rezervat judecării și îi dădea magistratului asistent câte o hârtie, câte un bilețel, câte o chestie pe care omul ăsta i-o dădea. Eu mă uitam și am zis, ce tot e traficul ăsta pe aici cu oamenii ăștia? Ce se întâmplă? Dar nu-mi dădea prin cap atunci că despre poveștile astea era vorba, da? Despre bilețele, despre lucrurile astea. Venea un cetățean oarecare îmbrăcat așa... Da, și voi erați în sală, voi nu vă amintiți de lucrurile astea? Da, era un nene, un care băiat, doi, la magistratul asistent și... Am văzut un jandarm care mai duc, nu jandarm, asta zic, da? Nu jandarm. Deci, în momentul în care presa a început să vorbească despre protocoale, au dispărut oamenii ăștia, nu mai erau, abia atunci eu am sesizat lipsa lor. Pentru că era o chestie firească al minte. Eu cred că oamenii ăștia ar trebui să dispară de urgență. N-am o soluție pentru ce ar trebui să fie. Nu știu. Probabil că trebuie să aducem niște marțieni. Doamna Tarcea. Doamna Tarcea ar trebui să dispară. Da? Și mulți alții care au fost și sunt în continuare servitorii acestui sistem, care au batjocorit această țară. Este strigător la cer ce s-a întâmplat. Uitați-vă că în piața românească, repet asta, nu mai sunt români în capitalul românesc.
Eu am stat în pușcărie. În momentul de față, eu am stat 7 luni de zile, conform deciziei CCR, arestat nelegal. Păi în orice stat civilizat, mie trebuia să-mi, și-ar trebui să-mi plătească niște milioane de euro. Da. Așa e firesc, da? Mă voi îndrepta împotriva, dar eu vreau să mă îndrept împotriva celor care au făcut, nu împotriva statului român. De ce să plătim noi? De ce să plătiți dumneavoastră? Adică și adică vreți să faceți o plângere împotriva judecătorilor din complet, a domnului Tarcea? Așa aș vrea, dar ei să aibă responsabilitate personală. Dumneavoastră că... Păi începând cu doamna Tarcea, da, care a permis, și cu doamna Livia Stanciu, care au fost corifei și conducătorii acestor măsuiri, da? Și până la oamenii care au servit sistemul și care au fost infiltrați și au făcut ce au avut de făcut acolo. Mai e o chestiune, de ce spun că e periculos? Păi eu am făcut pușcărie vreun an de zile cu totul, cu arestul de la domiciliu și cu arestul preventiv și cu astea 7 luni, da? Mă duc să mă rejudec. Unde? Am spus unde, tot acolo. Păi oamenii ăștia ce o să facă? O să spună că eu sunt nevinovat? Mai ales după ce vorbesc, ce vorbesc? Da, contestația din anulare cel mai probabil va fi admisă, da. În mod firesc, automat. A spus ce cereu de fapt. După ce se rejudecă, ce vă așteptați? Vă așteptați la o decizie de achitare sau... Păi, v-am spus mai devreme, da? Deci, ca să se acopere ei, probabil că ne vor condamna din nou. Probabil. Dar... dacă avem șansă, dacă noi la loterie tragem lozul câștigător și ne dă Dumnezeu, că Dumnezeu ne-l dă, că doamna Tarcea nu ne dă ce trebuie, adică nu ne dă lozul câștigător corect. Nu, Dumnezeu probabil, dacă așa, vom avea șansa unui complet corect, care ne va permite, atenție, iar este extrem de periculos ce se întâmplă. Trebuie să ne luptăm noi să ne dovedim nevinovăția. Păi, principiile de drept spun exact invers, că este obligația a parchetului să dovedească dincolo de orice umbră de îndoială vinovăția respectivului. Eu am dreptul să tac, să nu spun nimic și să las parchetul să dovedească dincolo de orice umbră de îndoială. Numai că la modul la care funcționează justiția astăzi, eu sunt disperat și vin cu probe și mă lupt să îmi permită instanța să le arăt probele astea și îmi sunt respinse. La ce mă aștept? La ce mă pot aștepta? Evident însă că factura mea de sportiv, de om care am luptat la propriu 15 ani pe ringurile românești și internaționale, nu îmi permite să mă las bătut. Am copii, am familie, am prieteni. Nu pot în ochii oamenilor ăstora să fiu un învins. N-am cum, n-am dreptul asta și în fața românilor până la urmă. Pentru că vreau să arăt că se poate. Nu trebuie să ne lăsăm... dominați și terminați de oameni ăștia. Noi trebuie să-i scoatem afară. Aud că oamenii pleacă din România. 4 milioane de oameni și-au luat câmpii. Dar de ce nu pleacă ăștia? Țara e a noastră, nu e a lor. Așa trebuie să gândim. Țara e a noastră, România e a noastră, nu e a lor. Să iasă ei, să se ducă ei să facă măgările astea în altă parte. Nu în țara noastră.